Dragi prieteni ai formației STB Sergiu Tudor, vreau să vă spun și să subliniez un pic de data asta, pentru că noi ne-am exprimat odată dorința și cam cum funcționează în formația noastră subiectul ăsta. Și vreau să subliniez încă o dată că formația STB și Sergiu Tudor în principal nu asigură echipamente sau acompaniamente sau niciun echipament de nicio natură pentru invitații dumneavoastră de la evenimente. Noi avem anumite reglaje, avem anumite setări făcute care e bine să ni le păstrăm noi așa cum le-am conceput și așa cum le-am făcut. Dacă stăm să punem la dispoziție pentru toată lumea, atunci presupune timp pierdut pentru noi, muncă în plus care nu se justifică și vreau să subliniez, nu asigurăm acompaniament, echipamente de nicio natură, de sonorizare sau de lumini sau de nicio altă natură, nici contracost. Formația STB dispune de echipamente doar pentru formația în sine și pentru membrii formației. Orice invitat, că e organist, că e violonist, că este acordeonist, solist, da? Este corect ca fiecare să-și vină cu echipamentele de care are nevoie și care îi sunt pe placă, poate nu-i convine un anumit brand de boxă sau de mixer sau mai știu eu ce lumini are nevoie. Fiecare are datoria să-și vină cu echipamentele lui pentru a-și desfășura cât mai bine activitatea așa cum și-o cunoaște el. De asta noi nici nu vrem să încercăm să acompaniem, nu că este o răutate, nu o luați ca pe o răutate, dar există posibilitatea ca la un moment dat tu din bunăvoință să-i pui omului la dispoziție și un coleg din formație care să-l acompanieze cu orga și la un moment dat el după aceea să, din răutate, să nu vreau să arunc către nimeni, dar am pățit și de atunci mai bine ne ferim. După ce și-au făcut oamenii treaba, au spus că formația nu i-au ajutat. Și atunci mie nu-mi convine treaba asta. Eu sunt un om care îți dau sufletul de mine, la fel și Sergiu și oricare de la noi din formație și pentru treaba asta nu vrem să mai ajungem la anumite discuții cu mirii, cu nașii sau chiar cu invitații. Deci cine vrea să-și invite pe cineva la evenimente unde noi cântăm, îl rugăm foarte tare, în prim și în primul rând, să vorbească cu invitatul respectiv, să-l pună în temă că trebuie să-și vină cu temele făcute, adică cu echipamente și cu tot ce are nevoie. Formația STB vă pupă și de-abia așteptăm să ne vedem în continuare la evenimentele plăcute din viața dumneavoastră, să ne bucurăm împreună, să ne distrăm așa cum doar STB știe să facă pentru dumneavoastră. Ciao, ciao!